Iată-ne, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, în partea a doua a emisiunii Fotoliul cu Gimp, invitații noștri de astăzi, Oana Biliș, președinte USR Deva, și domnul Gabriel Ilieș, consilier local al municipiului Deva din partea USR. Vorbeam despre învățământ, n-am apucat să vorbim foarte multe, ci doar la modul general am lămurit chestia asta cu programul școlar de la 8 la 5 pentru ciclu primar. After school-ul intră tot aici sau altundeva? After school este școala după școală. Școala de după școală. Da. Măi, ok, eu am înțeles. After school, after school, săl de mese, săl de mese. Dar cu creșele ce facem? Că românii mai fac și copii și vorba noastră, unii mai și muncesc, unii. Și n-au întotdeauna sprijinul rudelor, n-au soacra, eu știu ce ar trebui să rămână cu copii, n-au sprijin și n-au nici loc la creșe. Apreciez că în Deva ar mai trebui o creșă, dar și o grădiniță. Avem undeva la 1300 de preșcolari și sunt grupe în grădiniță cu un efectiv de preșcolari mai mare decât ar trebui să fie. Asta a fost și propunerea noastră în campanie, pentru cei 4 ani, o creșe și o grădiniță. Da, bun. Și în județ, că dacă Oana e candidat la Senat, ar trebui să știe lucrurile astea. Da, avem cu siguranță nevoie de mai multe creșe sau de sisteme alternative care să înlocuiască acest... Bun, hai să-i dăm cu subtitrare acest sistem alternativ. Ce ar fi la... În programul de guvernare al USR avem, spre exemplu, creșele de întreprinderi care să fie construite. Pe vremuri, nu? Existau. Există și astăzi. Există și astăzi, dar trebuie încurajate prin investiții private, bineînțeles, cu cadre specializate, cu educatori puericultori, cu cadre medicale. Puțin trebuie să schimbăm inclusiv modul în care au fost privite aceste creșe, care până acum în principal erau doar locuri de îngrijire, nu și de educare. Ele trebuie să devină și unități de educare, nu doar de îngrijire. Cred că asta n-am înțeles. Cum adică doar de îngrijire și nu de educare? Că mă gândesc că nu ștergea cu șervețelul 4, 5, 6 ore. Nu, în sensul că adică sunt puține, sunt puține cadre specializate. Da, acesta este sensul. Mai avem o propunere de mame de zi. Adică... persoane calificate care să preia această sarcină pe durata zilei, să se ocupe de un număr limitat de copii, bineînțeles. Te rog. Plus tichete pentru creșă. În acest moment, legea 165 din 2018 lasă la latitudinea angajatorului de a oferi aceste tichete pentru creșe. Noi intenționăm ca ele să fie acordate tuturor celor care doresc să se întoarcă mai devreme de 2 sau 3 ani din concediu de creștere a copilului. Da, pentru mediul privat va fi destul de greu să acorde aceste etichete. Și îți dau un exemplu, adică, nu știu, să presupunem că mămica e vânzătoare la un magazin de cartier. Tocmai să nu mai fie acordate un de rulaj foarte mare și să nu mai fie acordate de angajator, să fie acordate de stat, dar nu mai mult de 2 luni, adică pentru o perioadă determinată. Am înțeles lucrul ăsta. Bun, și în Deva, că sunteți consilier local la Deva, a spus că ar trebui cel puțin o creșe. Unde ar trebui construită asta? Într-o anumită zonă a orașului? Nu doresc să răspund. De acum ce nu doriți să răspundeți? Cum adică nu doriți să răspund? Pentru că nevoia este mai mare. Sunt zone ale Deva mai puțin acoperite, dar nu vreau să mă hazardez acum și să numesc o zonă. Deci a spus cel puțin una.
Cel puțin o creșă. A existat, dacă îmi permiteți. Mie știu că a existat la un moment dat un proiect pentru altă creșă în cadrul Colegiului Regina Maria. Așa. Nu știu exact unde, dar știu că am citit că exista un astfel de proiect, dar eu consider că o creșă ar fi necesară într-o altă zonă a orașului, respectiv undeva în zona micro 15, da, sau Dacia, pentru a acoperi mai bine nevoile cetățenilor. Păi da, dar acolo nu au venit votul pentru actul administrației. Trebuie să schimbăm acest mod de a face politică doar pentru voturi, trebuie să facem politică în interesul cetățenilor. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră și susțin lucrul acesta, mai ales că cu toții vă doriți, că eu nu locuiesc undeva, să faceți o Devă frumoasă. Zilele astea eu am umblat destul de mult prin Deva și o să le arăt și telespectatorilor la un moment dat ce am văzut. Deva nu e chiar atât de frumoasă pe cât se spune. Și, domnule Ilie, sunteți consilier local, poate mai înfrumusețați și dumneavoastră. Și cu toții, poate vom contribui un pic la înfrumusețarea cu adevărat. Numai că, cum se spune, dragostea trece prin stomac și frumusețea asta nu ține de foame și nu ține nici de creșă și nu ține nici de încălzirea copiilor în școli. Și nu ține, multe lucruri nu le ține în picioare. Asta e altă poveste. Vreau să vă mai întreb, pentru că sunteți profesori amândoi și cu siguranță aveți ceva de spus în privința întrebării pe care urmează să vă pun. Dom'le, am constatat, toată lumea vrea studii superioare, mă rog, avem o mică problemă noi românii în ceea ce privește învățământul. Mai nou poți să fii asistentă medicală fără bacalaureat, mai nou te poți înscrie la facultate fără bacalaureat, mă rog, cu anumită obligativitate să-ți iei bac în timpul anilor de studii, un lucru care mie nu mi se pare normal și mă bucur că sunteți în studio și vă pot pune întrebarea asta. Deci, cei care termină liceul, câți îl mai termină, se duc de regulă la facultate ca să mai pierde vreme și pe acolo. Avem o grămadă de șomeri cu diplome de licență. Avem o grămadă de șomeri cu aceste diplome care habar n-au ce au studiat sau n-au nicio competență în ceea ce sunt licențiați. Firește că avem și valori, avem și tinerii noștri care se duc, studiază și ajung ceva în viață. Dar ăștia sunt foarte puțini. Dom'le, dar un strungar, nu știu dacă mai e nevoie de strungar, dacă mai există strungul, dar zic și eu un tâmplar, că de tâmplar e nevoie. Un mecanic auto, un, nu mai vine acum, un dulgher, un ceva de genul ăsta, mai califică cineva în țara asta? Că mai nou și firmele de construcții duc lipsă de astfel de meseriași. Ba, mai mult decât atât, se fac cursuri pe bani grei, subvenționate cu fonduri europene, de dulgher, de croitor, de... ar fi foarte simplu ca acești oameni să apară altfel decât cheltuind bani cu aceste cursuri, care oricum nu învață nimic. Mă rog, dacă ați prins, ați priceput ceva din întrebarea mea, cu siguranță, cam lungă. Încerc să țin pasul. Dacă îmi permiteți, o să vă răspund așa mai ardelenește, cu mai calific. No, hai să vedem. Dincolo de glumă, da. Chiar ieri Parlamentul a adoptat o lege inițiată de un deputat USR, Cristina Iurișniți. Iurișniți. Ana. Bun, că și mie mi-e greu să-l pronunț. De-aia nu sunt eu candidatul la Parlament și eu, Ana. Tocmai în sprijinul ideii pe care o lansați. Această lege vine în sprijinul operatorilor economici care doresc să fie parteneri în învățământul profesional dual. La nivelul Devei avem câțiva operatori care dezvoltă parteneriate, de exemplu, cu Liceul Tehnologic Transilvania, cu Liceul Tehnologic Dragomir Hurmuzescu. Sunt câteva domenii acoperite, electromecanic, mecanică, construcții și instalații. Și aceasta este o componentă care se poate dezvolta. Ce permite acest proiect de lege care a fost inițiat, am zis, de un deputat USR și care a plecat spre promulgare la președinte, permite ca operatorul economic să își deducă
din profit o parte din cheltuielile pe care le are cu pregătirea tinerilor nostru. Da, până la 20% din impozit. În practică sau ce face? Da, în momentul de față, învățământul profesional și tehnic dual funcționează în felul următor. Există componenta teoretică asigurată de unitățile școlare și componenta practică asigurată de operatorii economici. Hai să facem o pauză în explicație și vreau să te întreb ceva. Sunt acele licee cu profilul de turism, le știi? Sunt. Da. Copiii ăștia de la... să-mi spui dacă e cum zic eu sau dacă e altfel. Copiii ăștia de la turism merg și fac practică prin baruri, restaurante, chestii... La un operator terasă, economic. Prin baruri, restaurante și așa mai departe. Eu spun ce am văzut. Nu pricepeam anumite lucruri, dar încep să le pricep acum. Operatorul acela economic are contract, probabil, cu... Cu unitatea școlară. Cu unitatea școlară. Și își deduce din profit... Doar astăzi, nu, ieri, a fost... Urmează să-și deducă din profit. Și până acum ce beneficii avea? Până acum beneficiile erau la nivelul că își pregăteau forță de muncă calificată pentru nevoile lor. Dar în acest moment, o componentă importantă, faptul că pot să-și deducă din profit cheltuielile care le au, în condițiile în care asigură o bursă cel puțin egală cu bursa de la stat, care este în quantum de 200 de lei, și alte cheltuieli legate de pregătirea tinerilor. Bun, mai știu un alt exemplu prin care, de exemplu, un profil de electro, tot așa la liceu, mi se pare că unii dintre ei sunt bursieri pe la hidroelectrica, hidroconstrucția, și probabil că am înțeles că li se oferă și un loc de muncă după ce termină. Statistica spune că 3 din 4 au un loc de muncă asigurat după ce termină, cei mai buni. Deci cei mai buni. Cred. Da. Dacă stăm să ne gândim să creează un context foarte bun pentru dezvoltarea acestui tip de învățământ, astfel încât să avem, așa cum ați spus, și strungari și alte meserii. Există mai multe unități de învățământ în județ care oferă acest tip de învățământ dual. Sunt 7 domenii acoperite în acest moment în întreg județul. Electric, electromecanic, prelucrarea lemnului, instalații, construcții, turism. Asta cu agricolul intră? Agricol nu avem, este unul dintre domeniile care ar fi necesar, dar nu avem învățământ dual. Nu avem nici silvic, nu avem industria alimentară. Ar fi alte 10 domenii care ar putea fi acoperite. Dar ce s-a întâmplat cu... întreb și eu, că nu mai știu. Ce s-a întâmplat cu fostul liceu silvic? Era undeva, parcă, secție de silvic. Ce s-a întâmplat cu silvicultura? Bun, dar era un liceu silvic. Era liceu sau o clasă sau ce? Unde erau? Mai țineți minte? Mai știți de ele? Unii primari au învățat pe la silvic. Nu vă dau numele acum. Era o adevărată nebunie. Se făceau pădurare oamenii. Meserie căutată. Bun. Și atunci, asta la nivel de județul Hunedoara. Hunedoara, da. Da, la nivel de țară, cum vedeți lucrurile astea? Credeți că acești copii care ar opta pentru învățământul dual ar avea și unde să lucreze ulterior? Adică, ok, eu am spus, nu mai sunt întâmplat, nu mai sunt dulgher, nu mai sunt. Ideea învățământului profesional dual este tocmai aceasta. Oferta educațională să fie corelată cu nevoia de forță de muncă, pentru că, până la urmă, nu, obiectivul educației este tocmai acesta, integrarea absolventului pe piața muncii. Ori, în cazul în care operatorul vine cu solicitarea către unitatea școlară, semnează parteneriatul respectiv, avem și legea inițiată de USR, prin care el poate să-și deducă din cheltuieli. Avem și un program operațional pe educație și ocupare pe exercițiu financiar 2021-2027, care este foarte generos pe axa prioritară 4. Sunt 700 de milioane de euro acolo pentru creșterea accesibilității și calității acestui tip de învățământ profesional. Deci contextul este creat. Foarte important este legea asta care se va promulga, pentru că încurajează operatorii economici să dezvolte aceste parteneriate cu unitățile școlare. Toate bune și frumoase până aici. Dar tinerii vor fi ei
dispuși să se îndreptă spre acest învățământ? Aici e marea problemă, zic eu. Te rog. Problema este că învățământul dual și tehnic are o imagine negativă din cauza că de-a lungul anilor, de-a lungul timpului, a suferit numeroase modificări, astfel încât percepția societății este că învățământul dual este un eșec. De ce? Pentru că acolo ajung cei care sunt slabi. Slab din punct de vedere, al educației. Păi și atunci mai bine să ajungă în Italia și în Germania la șterzi problema este podele, ca să nu spun altceva? Că decât să aibă o meserie? Nu. Problema este de percepție, bineînțeles. O parte de vină o are și faptul că noi nu avem în sistemul de învățământ suficienți consilieri școlari, spre exemplu, care ar trebui să se ocupe tocmai de această parte. Dar cei care, sunt competenți? Ce aici e o problemă? Repetați întrebarea. Cei care sunt consilierii școlari care există. Sunt foarte fiecare puțin. Fiecare școală are cât un Nu fiecare mă rog, școală. Mă unul la două școli. Din păcate... Cât la sută dintre ei sunt competenți? Sau și-au făcut și ăștia studiile pe apelul consilierii... bucanților sau la Salcia... Nu știu. Dați-mi voie să vă contrazic și poate Gabi este mai în măsură să vă contrazică. Avem foarte puțin consilieri școlari care au și normă didactică, lucru care le încarcă și mai mult. Consilierul școlar e tot una cu psihologul școlar, nu? Da. Aveți unul aici în emisiunea invitată. De tine știu că ești. Da. Dar deci consilierul școlar, în loc să se ocupe de consilierea elevilor, să întocmească un program individual pentru fiecare, să îi îndrume spre meseria care li se potrivește sau spre parcursul de studiu care îi se potrivește, că poate fi un liceu teoretic, un liceu vocațional, nu trebuie să fie neapărat un învățământ dual sau tehnic. Dar fiecare copil ar trebui să beneficieze de consilierea consilierului școlar în urma unei evaluări, mă gândesc. Exact. O evaluare la începutul fiecărui ciclu de învățământ. O evaluare în ultimii 2 ani în vederea. Dar poate fi consiliat copilul și fără acordul părinților? Nu, sau împreună cu părinții, bineînțeles. Îmi cer scuze, dar nu mai rezist, eu trebuie să intervin. Hai, te rog, uimește-ne. Componenta asta de consiliere pentru carieră este o componentă care în ultimul timp se dezvoltă și la noi în județul Hunedoara chiar este o componentă de care noi ținem seama. Am avut și un proiect cu consilierii școlari, 10 consilieri școlari au beneficiat de o formare pe această componentă în Finlanda, în timp de 2 săptămâni. Lucrurile se întâmplă. Dar problema e altfel. Așa cum spuneați, până de curând, norma unui consilier însemna 800 de elevi. Dar am colegi care aveau în curtea lor, să zic, și peste 2000, la un moment dat chiar 3000 de elevi. Nici n-a pus să-i cunoști pe toți. De acord. De scurt timp, legea s-a schimbat și acum norma este 500 de elevi. Chiar și în acest context este foarte greu, de exemplu, să avem un consilier școlar în mediul rural. Pentru că trebuie să ai cei 500 de elevi, ori sunt școli care au 20, 30, 50 de elevi și atunci aria pe care ar trebui să o deservească un consilier școlar este una foarte mare și să scoți acolo un post este imposibil. Și chiar dacă legea acum s-a schimbat, încă posturile nu au fost bugetate, nu s-au scos până în acest moment. De ce este important USR-ul și în această problemă? Pentru că în viziunea noastră și propunerile noastre după alegeri vor fi tocmai acestea ca să nu mai existe această condiționare de un număr de elevi, astfel încât fiecare școală să poată să aibă acest consilier care să contribuie și cu componenta asta de consiliere pentru carieră. Și atunci nu mai avem acele probleme de care spuneați. Da? Și
toată la pachet, că până la urmă trebuie să privim ca un tot, acele facilități financiare pe care le asigură statul, cu facilitățile financiare pe care acum le poate asigura și operatorul economic pentru că își le deduce din impozit, cu o consiliere pentru carieră corectă și la care să aibă acces toți copiii, pot să schimbe lucrurile. Da, bun, povestea este lungă și ne-ar trebui cel puțin 3, 4, 5 ore ca să dezbatem fiecare subiect așa cum trebuie în parte, dar poate mai veniți și în alte emisiuni. Dar eu vreau să vă întreb altceva, domnule consilier, domnule președinte al USR Deva și candidat la funcția de senator, pe deasupra, nu amândoi sunteți profesori. Faceți-mă să înțeleg și eu un lucru. Se bagă o grămadă de bani în terenuri de sport, în săl de sport pentru școli, în amenajarea curții școlii, în alea. De regulă, școlile astea sunt în mijlocul unui cartier, în orașe. De ce stau, domne, porțile școlilor închise după amiază, când nu e nimeni la școală? Adică de ce se închide tot? Asta e ca la români, așa, pac, punem lacătul, tu nu mai... Ce facem cu școlile astea închise? Vă uitați unul la cealaltă și amândoi la mine. Dacă Oana îmi permite, la nivelul municipiului Deva, noi avem un proiect propus în campanie, la care ținem mult și chiar așa se numește Școli Deschise. Ne-am și cumpărat cleștele cu care o să tăiem lacătele despre care vorbiți. Și asta va fi una din propunerile noastre în consiliul local. Încă n-am ajuns să facem propunerea în consiliul local. Creștele este pregătit. Asta este și viziunea noastră, că baza materială a școlii trebuie să fie la dispoziția comunității. Școlile trebuie să fie ca o oază în cartierul unde se află și comunitatea să aibă acces la baza sportivă, de exemplu, sau la baza materială a școlii pentru diverse activități. Și nu este invenția USR-ului din Deva. Lucrurile astea se întâmplă și în alte țări. Am participat la activități în unități școlare în alte țări. Bun, care au deschis, dacă ar fi să dăm circumstanțe atenuante celor care închid școlile în timpul după amiezelor, poate că motivele lor sunt de genul se distruge nu știu ce, intră și se vandalizează. Justificate în acest moment. Care, la fel, spun și eu, ele pot fi justificate, aceste afirmații, și sunt chiar reale. Pentru că, din păcate, în comportament nu stăm sau nu excelăm foarte mult. Ne place să spargem semințe, să dăm cu piciorul în coșul dar de gunoi, cel puțin la nivelul în bancă, dar eu cred că amplasarea unor camere de luat vederi ar face foarte simplu să fie identificați cei care distrug lucrurile astea și e suficientă puterea exemplului. Vă rog. Spuneam că la nivelul municipiului Deva am făcut și niște calcule și eu cred că Deva își permite să asigure și resursa umană pentru gestionarea acestei baze după masa, în contextul în care baza este pusă la dispoziția comunității. Bun, acum nu cred că trebuie să stea neapărat un polițist comunitar la fiecare școală și să păzească. Nu, pot fi implicați părinții, exact. Antrenori, profesori. Practic e nevoie de colaborarea tuturor actorilor implicați spre binele copiilor sau nu numai, ci al societății în general. În acest moment, clădirile unităților de învățământ și terenurile sunt în administrarea administrației publice locale. Da. USR dorește ca ele să treacă în administrarea școlilor, atunci, practic, n-ai să vezi lucrul ăsta. Se va face. Să sperăm. Adică să fie cumva cum era pe vremuri. Cum era înainte. Astfel încât școala să poată să decidă cum își gestionează aceste clădiri și terenuri, să nu mai avem problema lipsei de fonduri sau a alocărilor discreționare pe alte considerente decât că e directorul de la PSD, PNL, exact. PRM, PMP, pe ce-o fi. Exact. Bun.
Mai am o întrebare. Până la urmă, toate aceste componente pe care noi le prezentăm la nivelul filialei noastre din Deva au fost gândite pentru a crește calitatea vieții cetățenilor. Pentru că este important, dacă am vorbit de after school, este important ca eu să pot să mă duc la serviciu și să știu că am copilul în regulă și că are asigurat tot ce are nevoie până când eu o să-l iau acasă. La fel, este important să știu că copilul meu poate să învețe o meserie și are și un serviciu asigurat după ce termină. Asta în condițiile în care nu toate vrăbile își servisează ulii. Adică să-l vezi doctor pe copilul tău care nu e făcut pentru doctor. Adică nu are nicio treabă el cu medicina sau cu așa, dar tu să vrei să-l faci doctor neapărat. Cred că trebuie umblat un pic și la mentalitatea părinților, dar e foarte greu. Au trecut 30 de ani de la 1989-31 chiar și, așa cum am mai spus și în deschiderea emisiunii, nu prea evoluăm. Cred că ar fi timpul să începem să evoluăm din nou. Schimbarea este un proces și un proces are nevoie de o anumită perioadă de timp. Dar obligația și administrației publice locale și a partidelor politice este tocmai să facă demersul și să asigure cadrul necesar acestei schimbări. Am să vă pun într-o postură ingrată acum, domnul Ieș. Vă rog. Cu inspectoratele școlare ce face? Le mai ține? Eu nu le văd asta. Este opinia dumneavoastră. Cu siguranță și doamna Oana are o opinie. În programul de guvernare, dar în componenta de educație, există și această viziune de schimbare a inspectoratelor. Până la urmă, nu este ceva inventat din nou de USR. În Finlanda, lucrul acesta s-a întâmplat cu 30 de ani. A fost o revoluție la ei atunci, nu toată lumea a fost de acord, dar astăzi modelul finlandez îl dăm de multe ori ca exemplu de calitate în educație. Bineînțeles că toate aceste instituții pot fi reformate, pot fi regândite, pot fi reașezate. Prioritatea USR este descentralizarea și depolitizarea sistemului de învățământ. Păi da, pentru că e foarte amuzant. Vine PNL-ul la guvernare, inspector șef penalist. Vine PSD-ul, inspector șef PSD. Vine USR-ul, inspector șef USR-ist. Zic și eu. Eu rămân în Consiliul Local, că v-ați citat spre mine. Nu, cu viceprimarul, cu Alara, știu eu. În acest moment avem un sistem de învățământ de tip piramidal. Care nu funcționează. Care nu funcționează. De coordonare și control bazat pe frică, care are la baza piramidei beneficiarul final, respectiv elevul. Și învârstă piramidea ministră care îi pune pe copii care nu au curent electric să uite la TVR. Da, 26 deci de miniștri în 31 de ani este o altă problemă, dar începusem să spun că USR își dorește, Alianța USR Plus își dorește beneficiarul final, respectiv elevul, în centrul sistemului de învățământ, respectiv să fie prioritatea tuturor celorlalți actori. Foarte pe scurt, că tot veni vorba de doamna ministră cu uitatul la TVR a copiilor care nu au curent electric, e antologică deja povestea. Vreau să vă întreb dacă dumneavoastră, de exemplu, dacă ați fost ministra învățământului, a fost un episod acum câteva săptămâni cu, mă rog, e îndrăgit de tineri, acel Sally, zic bine, vlogger, care propusese o dezbatere cu doamna ministru pe tema reformei învățământului. Bine, nu pot să zic că mi-e foarte simpatic acel copilul, dar era o chestie interesantă, mai ales că și reprezenta segmentul acela. Ministra l-a ocolit așa frumos. Ați fi acceptat o astfel de dezbatere? Absolut. Bun. Foarte pe scurt, pentru că am ajuns la final, ce le transmiteți celor care s-au uitat la noi până în acest moment? Încep cu domnul Ilieș ca să îi las ultimul cuvânt, domnule. Voi spune ce spun de ceva timp, că educația este o componentă
vitală pentru orice societate, că trebuie finanțată, că USR DEVA în Consiliul Local DEVA va face tot ce poate pentru a aduce finanțare în domeniul educației. Și le spun că USR-ul are în centrul programelor sale educația. Doamne ajută! Pentru că într-adevăr, o societate educată este și o societate dezvoltată. Vă doresc să ajungeți viceprimar, nu de alta, dar n-aș vrea să-l văd pe altul care a dormit 4 ani pe altundeva vice sau pe alții. Ce am cu chestia asta? Văd că vă strâmbați așa când zic, ce, nu vă doriți să ajungeți viceprimar? Eu vă mulțumesc pentru creditul pe care mi l-a acordat, să lăsăm procedura să funcționeze, să lăsăm consilierii. Nu vă doriți să ajungeți viceprimar sau nu? Din moment ce astea propunerea USR-ului. Da sau nu? Vreți? Da, mi-am asumat acest lucru. Vă doresc mult succes. Mulțumesc. Doamna Oana, vă rog la cameră. De ce educația este o prioritate? Educația este o prioritate pentru că alături de cercetare este motorul unei dezvoltări durabile, în strânsă legătură cu o societate și o economie puternică. Practic, fără educație, nu vom avea niciodată o societate sănătoasă, un stat așa cum sunt cele pe care le admirăm și nu vom avea niciodată o economie puternică. Trebuie să începem cu educația și să facem din ea o prioritate. Așa să fie. Stimați respectatori, Gabriel Ilieș, consilier local din partea USR în cadrul Consiliului Local al municipiului Deva și Oana Biriș, președinta USR Deva și propunerea pentru funcția de senator din partea USR, au fost invitați în studioul Capital TV. Sunt Adrian Simams, ați urmărit Fotoliul cu Ghimbi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Rămâneți în continuare cu noi, pentru că noi suntem cei care vă dăm televiziunea pe bune.